M-am bucurat cu deosebire să slujesc Sfânta și Dumnezească Liturghie într-un sobor numeros de preoți și de diaconi în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Parohia Filioara, care împlinește astăzi 100 de ani de la punerea pietrei de temelie. O biserică mare, frumoasă, pictată, cu credincioși foarte vlavioși, foarte buni. Și cum știți, poate ați auzit că în urmă cu câțiva ani de zile o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos a lăcrimat mir timp îndelungat de câțiva ani de zile și icoana a fost descoperită de niște copii. Ei curați, nevinovați, au observat cum curge mirul din această icoană și au venit aici oameni foarte mulți și vin în continuare și pentru această icoană, mai cu seamă oameni din străinătate. Astăzi m-am bucurat să fie prezenți la Sfânta Liturghie și un număr mare de copii, câteva sute de copii din zona Neamțului, dar și din Basarabia, din Republica Moldova, copii pe care Părintele Dumitru, Irina, îi convoacă în fiecare an într-o tabără de o săptămână bună aici la Filioara. Mare lucru, de 22 de ani, Părintele face această lucrare excepțională cu copiii și cu tinerii care sunt viitorul nostru. Fără copii, fără tineri, nu avem niciun viitor, nici ca biserică, nici ca neam, nici ca omenire. Noi trebuie să fim conștienți și să promovăm nașterea de copii, să favorizăm nașterea de copii și, slavă Domnului, în Moldova sunt copii mai mulți decât în alte părți ale țării și în străinătate și ne bucurăm și din fapt pentru aceasta că moldovenii au copii mai mulți, expresie a credinței. Moldovenii sunt credincioși și evlavioși și atașați de biserică și mă bucur tare mult de lucrurile așa. Vin de 50 de ani, cel puțin de 60 de ani, mai mult, în Moldova. Regulat, la mănăstiri de mari duhovnici. Am cunoscut pe toți mari duhovnici, sfinții noștri duhovnici, părinți duhovnici din mănăstiri și vin cu drag de fiecare dată în această țară binecuvântată. Amin.